Lampioanele pe care le cumpără turiștii din spatele nostru și le aprind, sute de lampioane noapte de noapte, o parte rămân aici pe dig, dar cel mai rău că o parte din acest material ajunge adesea în golf sau pe mare. Asta a găsit comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, după ce împreună cu corpul de control a luat la pas stațiunea Costinești, locul în care zeci de mii de turiști își petrec sejururile. Se adună în general 30-35 de staci pe seară de aici până la forum. O distanță aproximativ de 120-140 de metri. Nepăsarea turiștilor și numărul mic de coșuri de gunoi au transformat stațiunea Tineretului în cea mai murdară destinație de vacanță de pe litoralul românesc. Dacă ne întoarcem un pic înapoi și numărăm pe 250-300 de metri de promenadă, 6 coșuri la un volum de 40.000 de turiști pe noapte e mult prea puțin, e mult prea puțin, nu se poate așa ceva. Nu poți să faci curățenie, să menții curățenia cu 6 coșuri de gunoi. Lipsa de educație ecologică, neglijența turiștilor, faptul că autoritatea locală de aici nu a pus la dispoziție suficient de mijloace de colectare selectivă. În numai 6 zile s-au aplicat sancțiuni de aproximativ 1 milion de lei. Autoritățile promit să monteze mai multe coșuri de gunoi și să-i pedepsească pe turiștii care își aruncă resturile unde văd cu ochii. Numai prin amenziile mai mari puteți să corectați chestia asta și nu numai aici, toată stațiunea. De la începutul anului, reprezentanții Apelor Române au adunat 11.000 de tone de deșeuri. În afară de aceste gunoaie, ca să spun așa, produse de turiști, avem o încărcare foarte mare și cu ceea ce produce natura, respectiv cu algele. Chiar dacă autoritățile și operatorii de plaje fac curățenie în urma turiștilor, în fiecare zi nisipul este plin de deșeuri aruncate la întâmplare.